Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vrem să pregătim o ruladă la cuptor cu niște piept de pui, cu niște jambon, așa, o să vedeți de cum pregătim. Am pregătit pieptul de pui, l-am bătut un pic cu ciocanul, pac, 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 un pic, așa, nu așa că după aia îl rupeam. Și o să vedeți, o să punem puțin pe el piper, așa, un puțin sare, nu multă, pentru că avem jambonul ăsta, avem sărat și ca să nu facem aici prea sărat, ca să nu putem să... Eu m-am gândit ca să prepar eu aluatul, un pic așa punem, nu mult, așa. Ca să fac eu un aluat ospit, mai bine făceam eu. Da, m-am dus să cumpăr, de dimineață m-am dus la magazin să cumpăr cașcaval. Că am avut și cașcavalul iar e sărat, nu pune mult. Și să-mi cumpăr jambon. Și când stai să-l iau din frigider, Nora? Da. M-am uitat acolo să văd ce e aluat pentru prăjituri, pentru din astea este acolo. Și am văzut ăsta de pizza sau pizza și mi-au zis hai să iau pe ăsta. Așa. Și avea și un borcan de pentru pizza. Da, acum eu am crezut că o fi un aluat mare așa cum îi da, ei l-au avut, stai să vi-l arăt. A avut un borcan așa de gata sos pregătit din ăsta, dar nu știu dacă are ceva în el și nu vreau să-l pun. Că nu ne place busul, eu cu ce mai are oregano, cine știe ce mai are pe aici și nu le place la copii. Pun eu, am făcut eu un așa, numai bulion, cu puțin ulei înăuntru, care o să pun, nu mult, un pic, un pic, așa, un pic de tot, așa, nu mult, că avem și ăsta și gras, vedeți, are grăsime pe el. Așa, cu un pic de piper aici, nu mult, un pic, așa, nu mai pun sare, că mi-e frică să nu-l fac prea sărat, că o să fie și aici sare în cașcaval, o să aibă și ăsta sare, am pus un pic la, nu, la pieptul de pui și acum mai bine îl făceam eu, am dat 3 euro și ceva pe el, mai bine îl făceam eu, așa. Vedeți? Nu se merită. Pentru că făceam un aluat cu drojdie, îl făceam, îl pregăteam eu. Da, îl pregăteam eu. Da. Și era mai bun. Făceam din 300-400 de grame de... Nici atâta nu puneam. Pentru o folie așa mai groasă și făceam eu, da? Ăsta e omul când spui hai să fac așa, că nu știu ce, că... M-am gândit că am făcut și prăjitura aia care am pus-o acum imediat, o să intre și prăjitura aia, o să intră. Nu. Și acum vrem să punem niște bulion. Așa. Acum puteți să faceți și cu carne măcinată, să face rulada asta în mai multe feluri. Da. Să facem mai multe. Da. Altă dată când o să fac, trebuie să nu mai cumpăr eu, da? Am dat 3 euro pe el. Eu făceam din 30 de bani, din 1 leu. Adică drojdia 25 de bani, 35 de bani era făina și făceam că doar un kilogram, nu puneam aici un kilogram. Da, ia ca așa. Să mai întâmplă. Acum nu. Să vedem că dacă punem, nu punem, cred că tot pieptul ăsta aici, că nu merge tot. Să văd cât merge. Așa. După care o să punem niște bacon din ăsta. Bacon. Bacon. Da, bacon. Iată, așa o să-l punem. Așa. Baconul ăsta. Trebuie să-l iau așa frumos că se rupe. Nu. Acum, de ce te rupi? Hai, nu, acum.
De este ce presubțire tăiat. De ce te rog, dragă? Cred. Și nu vrei să stai așa frumos? Ca să te pun eu așa frumos aici, așa. De ce? De ce vrei să-mi faci tu mie aici probleme? Hă? Că nu are folia aia, știi? Că altă dată când da, cumpăram avea o folie. Și luai așa frumos cu folia aia subțire. Așa. Hai să-l punem așa. Așa. Și ăsta nu are folie. N-am știut că nu are, că nu luam. Luam altul. Da? Ia ca așa. Îl luăm așa fain ca să nu se rupe. Da. Ne mai facem și noi pofta, prieteni. Nu așa ceva. Tu o să rupe săracul de el. Nu așa ceva. Da, acum punem așa ca să fie nu tot cu grăsime, da? Punem unde așa, 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 să nu fie tot grăsime. Că văd că are grăsime ăsta, are. Da? Are, are. Ia ca așa. Punem asta așa. Să vedem ce va fi, ce nu va fi. Ce va fi, ce nu va fi. Tot se rupe, tot se rupe. Ia ca așa. Mai punem una. Nu, hai acum. De unde să te iau? De unde să te iau? Na, 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 na. Nu, vezi tu. Hai, vezi tu. Că ești tu așa. Și tu nu stai așa. Ia ca așa. Am făcut. Am terminat. Asta trebuia să-l fac mai așa, da? Ia că îl punem așa. Așa, fain, 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 fain. Vedeți voi? Pieptul nostru de pui. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Să vedem cum după aia cum îl rulăm. Să nu se rupe. Că dacă se rupe, ce mă fac? Ce mă fac? Hai că ăsta tăiem așa în două. Am aici cuțitul, nu problemă, în două, în trei. Că îl punem aici așa, să fie și aici, să fie și aici și să fie și aici. Și am împărțit toate lucrurile. N-am pe ce să mă șterg? Uite, acolo, lângă tine. Asta? Nu lasă să fie asta, dar... Nu, acum ce vrem să facem noi? Că vrem să-l rulăm așa frumos, da? Uitați, o să-l rulăm așa. Și cașcavalul? Nora! Ai văzut? Am uitat, Nora! Graba strică treaba. Param papam, param papam. Da-da, da-da-da-da. Păi am făcut plăcinta acum, ce vrei, Nora? Arată plăcinta care am făcut-o. Uite. Da, ce bună a ieșit. A ieșit așa, ca niște gogoși. Da? Și frumoasă. No, acum arăt aici așa, Nora, unde punem cașcavalul nostru răzălit. Arăt. Aici așa frumos. Așa. Trebuie să pregătim tava. Îl așteaptă Abel de azi dimineață, vă spun, prieteni. Rulada asta o așteaptă. Toată, până acum tot foamei, a spus că e tot foamei. Este foamei. Am mâncat spaghete de ieri care i-am pus în frigider, care i-am făcut pentru el. Am mâncat și Iosif, am mâncat și Isaia, a mâncat? Și el a mâncat, da. A mâncat Isaia. Da. Și el tot, ce să mănâncă, mi-e foame. Da, mi-e gata. Vedeți? Frați și surori, prieteni, cum sunt copii, nu cum să nu le faci pofta? Trebuie să le facem pofta, da? Nu, ia ca așa. Vezi, Nora, dacă nu spuneai, acum eu făceam aici boacănă. Nu, și acum rulăm așa, frumos. Frumos, 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 o să rulăm.
Da, întrebă Nora. Aia, întrebă să mergi să-mi pregătești tava. Tava. Hai, Nora, pune repede, 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 pune folie. Pune folie, că trebuie să tăiem aici așa, că dacă nu ne grăbim, asta de la frigider, ea se topește și atunci devine moale și nu mai putem să o punem în tavă. Da. Ia că așa. Cât facem? Una, vedem noi, una, două, așa, 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 o tăiem așa frumos, pac, 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 pac. O punem la tavă, o ungem cu ou, o băgăm la cuptor și am făcut pentru copilașii noștri, i-am făcut pofta, prieteni. Ce să facem? Pentru copiii noștri trăim. Dacă nu ar fi copiii noștri, pentru ce să mai trăim, prieteni? Pentru ce să mai trăim? Pentru ei trăim. Ne ține Dumnezeu pentru ei și îi mulțumim Domnului că ne ține în viață și sănătoși. Da, ca să trăim pentru ei. Bravo, Nora, bravo! Mersi, Nora! Nu, bun. Cuțitul ăsta trebuie, Nora, să-l fac un pic, oprește că fac gălăgie, că dau cu el așa să-l ascult ca să... Am ascuțat, prieteni, și treaba asta care trebuie să facem. Ia te rog ăsta de aici, Nora, du-l acolo în bucătărie, bravo, și acum începem să tăiem, iată așa, de două degete, da? Și împorționăm toată treaba noastră asta aici așa. Ia uitați, o luăm așa frumos și o punem așa frumos în tavă. Mamă! Mamă care faci gogoși! Ia! Îmi trebuie doar puțin ulei, că adun te rog un bol. Adun un bol ca să pun un pic de ulei, că se lipește și ia că iară mai facem așa. Cașcavalul, un rând carne de piept, de pui, un rând șampon. Și iar o punem aici așa, în tavă. Ce fain a ieșit. Așa, ca să lungă, ca să arunică, da. Ui, Nora, mă tai! Ii, hai de capul meu! Și iar punem. Tată, ce se lipește, mă! Ia că așa. Lasă, Nora. Ia că iar cu două degete. Așa. Hai că o luăm așa cu mâna ca să nu se mai lipească. Și o punem aici așa frumos. Așa. Cum a cât încape acum. Nu, iară tot așa. Cu două degete. Ca să-i facem să fie tot egal. Da? O punem aici așa frumos. Ia ce frumos arată. Să iau camera, să arată. Iară de două degete. O tăiem așa frumos. O luăm așa frumos și o punem aici așa. Cred că aia, în aia mică trebuia să punem, dar las. În aia mai mică, da? Acum las. Am pus în asta, care e mai mare. Trebuia să pun într-una mai mică. Da, lasă, că e bună și așa. Ia ca așa. Și luăm așa fain. Și o punem așa. Cât mai iasă. Aia nu mai o tai ca să nu se sfărâmă toată. Așa. Punem aici așa. Și asta o punem tot aici. Așa. Ce fain. Și gata. Bravo. Trebuia să pun una aia mai mică, da? Cum mai e bine așa. Aia este prăjitura. Acum puneam în aia, da. Am avut acolo prăjitura aia. Ungem cu puțin ou. O, că aici am asta. Bulionul. Să o spăl.
cum a trebuit să... Vezi, Nora, dacă luam, că piept de pui am avut, ia că din ăsta mai rămas, ca ștava, și făceam o tavă plină dacă făceam eu aluatul să am. Da. Dar altă dată facem noi aluatul și nu mai cumpărăm, da, da? Așa o să facem. Da? Cu puțin deasupra ungem cu ou. Da? Așa. Trebuia să pun într-o tavă mai mică din aia, că am eu de in, am eu din aia. Dar acum am vrut să îl iau de aici, dar nu se mai poate, că s-a lipit aluatul. Aluatul ăsta nu e ca aluatul că îl facem noi. Ăsta e un aluat foarte sensibil, la cald el se topește și ăsta tot timpul trebuie să stea la frigider, care îi cumperi din... Păi da, nu vezi magazin. Că aluatele astea le pune la frigider în magazine să stea. Da. Și așa că noi o punem la cuptor, așa cum vă spun și vă spun și acum, și am spus de fiecare dată, voi vă știți cuptorul, lăsăm poate 30 de minute sau poate 25 de minute, că o să fie sau 30, poate depinde de cuptor, da? Eu o să lăs așa cum am lăsat până acum, tot mai încet, la 160-170, că am eu începe să ia razna și o punem la cuptor și revenim. Nora spală vasele, așa ca de fiecare dată, ea mă ajută, ea este ajutorul meu de nădejde. Trebuie, ce să facem? Nu? Ne pregătim, că trebuie, prieteni, să facem altă rețetă, da? Terminăm cu rețeta asta și facem altă rețetă. Da. Pentru că de ce? Vreau să vă spun de ce. Pentru că văd că nu prea sunt vizionate, dacă pun o filmare, să uită lumea 1000, 1700, 1000, 1500 și ăștia nu sunt vizionate bine și ce să vă spun? Nu sunt bani, frați și surori. Nu sunt bani ce crede unul și altul că noi luăm aici o grămadă de bani. Deocamdată noi nu luăm o grămadă de bani. Nu ei. Sunt foarte puțini bani. Și avem și noi greutățile noastre, fiecare ne știm greutățile, fiecare ne știm problemele. Vedeți voi că avem greutăți și noi, chiar dacă suntem în Belgia, nu ne vin banii așa pe ușor. Trebuie să faci ceva ca să primești un bănișor. Și nu. Să facem așa, am zis, să facem câte două, trei filmări ca să putem să luăm și noi ceva, să avem și noi ceva, să ne descurcăm. Da. Și iar ar trebui să mă duc la spital, să mă operez. Iar acum, când o să mă operează, iar o să plătesc o grămadă de bani, pentru că aici e așa. Eu nu am social, ajutor social, ca să-mi plătească tot socialul. Și nici nu plătește social. Când ai un ajutor de undeva, socialul nu-ți plătește spitalul. Nu. De exemplu, eu am o pensie care sunt bolnavă. Și mie nu-mi plătește atunci și am puțin de tot. Am, nici nu vreau să vă spun, dar vreau să vă spun că am puțin de tot. Am foarte puțin primesc pensia asta care sunt bolnavă. Și nu-mi plătește spitalul. Am plătit, știți voi că v-am arătat și când am fost să plătesc și m-a operat la hernie cervicală, am plătit proteza care mi-a pus, am plătit 3.000 de euro. Plus ce am mai plătit eu, 7.000 de euro, 700 de euro spitalul și restul a plătit asigurarea, dar ce trebuia să plătesc, plătesc eu. Și dacă nu plătești, astea nu te... Cum să spun? Nu te joci cu ei. Nu te joci cu ei și nu te iartă. Trebuie să plătești. Dacă nu plătești, în fiecare lună crește. Îți vine tot crește și până la urmă te dă justiție și nu te joci cu ele. Nu te iartă nimeni pentru datorii. Și avem și datorii mai multe. Și avem, așa cum au spus și sora care mi-a trimis. Ne trebuie medicamente mie, trebuie medicamente lui Iosif, plătim un pic, adică ne plătește un pic asigurarea și restul plătim noi.
Iosif are niște medicamente care nu-i plătește asigurarea, nu-i plătește mituiela. Medicamentele care trebuie să le ia, care se este mai importante, alea trebuie să-i plătim. Și sunt 50 de euro, frați și surori, la săptămână. O cutie. 50 de euro la săptămână, o cutie. Și mai are două feluri care alea le rambosează mituielul, dar astea care trebuie să le cumpăr, trebuie să le cumpăr. Nu rambosează, sunt și știe mulți de aici din Belgia care stau că sunt medicamente care rambosează și sunt medicamente care nu rambosează. Da. La fel și eu. Am medicamente care iau pentru colon, care trebuie să le cumpăr, 25 de euro este o cutie tot la o săptămână, să vă spun. În fiecare săptămână cumpăr o cutie și mie îmi trebuie două cutii și 50 de euro dau numai pe o săptămână pentru medicamentele care iau. Socotiți cât e în 4 săptămâni pe lună când bani dăm noi la medicamente. Plus chiria, plus curentul, apa, mâncare. Este foarte greu. Cine crede că e ușor, nu e ușor. Și dacă mergi să lucrezi și ai un servici, să spun că mergi să lucrezi, tot nu ar fi ușor pentru la datoriile astea care mergi să lucrezi. Că și soțul meu are, să vă spun că și el are pentru somajul lui care a avut, are salar și eu am salar și tot nu ne ajunge banii, nu ne ajunge, pentru că noi plătim aici 750 de euro, plătim chiria, plătim apa, 100 de euro apa, plătim 150 de euro, plătim curentul în fiecare lună și sunt bani. Și mai ales că ce mai mâncăm, vedeți voi ce cheltuim și ce facem și nu ne ajung banii. Nu e așa ușor în străinătate cum crede unul și altul, da? Acasă, dacă stai la casa ta, stai la casa ta, nu plătești chirie, așa cum a spus, nu plătești chirie, îți plătești curentul, îți plătești apa, îți plătești impozitul la un an, da? Stai la casa ta și nu te necăjești să spui, da, vine luna și trebuie să plătim chiria. Nu. Cine știe că sunt surori, sunt prieteni care mă urmăresc, Domnul Iisus să-i binecuvinteze care ei, sunt în străinătate și muncesc și știe cum e în străinătate. Da. Nu, bun. Vă lăsăm. Revenim. Da. Și vreau să vă spun, să mai mă spun ceva. Și ce să dai la copii să mănâncă? Vreau să vă spun. Noi suntem 5 persoane. Ce să mâncăm? Vedeți voi că nu mâncăm cum crede alții, chiar că mâncăm, Doamne, ce bunătăți mâncăm noi, că ce mâncăm noi nu mai mănâncă nimeni. Nu este așa. Aici mănâncă oamenii în străinătate ce noi nu mâncăm și noi nu ne permităm să mergem și nici copiii mei nu-și permit să-i dau bani să meargă pe afară, să mănâncă, să-și cumpără, să meargă la restaurante, să meargă nu știu. Nu, eu îi pregătesc în casă și de aia noi nu mergem să mâncăm pe afară, eu îi pregătesc în casă ce mai pot eu, ce mai cumpăr eu, ce mai gândesc eu că pot să le ofer ca să nu fie întristat. Să fie așa, că nu. Voi, vreau să vă spun, copiii care sunt în străinătate să mai duc pe afară, mai vede un restaurant, mai vede o cofetărie, mai vede nu știu ce și sunt copii și cere. Și un om mare, dacă merg pe afară și vezi una și alta, ți poftă, așa-i? Nu ți poftă. Și mai spui, a, ce-aș mânca aia, uite, aia e bună, e așa. Așa și sunt și copiii care sunt copii, care nu sunt ei așa să știu că, nu, acum vreau să spun că mie sunt mari și înțeleg situația, ne înțeleg problemele, dar totuși trebuie să mai cumpărăm și fiecare face acasă o ciorbă, o tocană, o nu știu ce, da? Domnul Iisus să vă binecuvinteze! Gata, am scos din cuptor. Ia uitați cum arată rulada noastră cu piept de pui și jambon. Am luat una și am pus aici să văd dacă pieptul e făcut. M-am gândit că să nu fie, dar e făcut, e foarte făcut. Vreau să vă spun că pentru copii este o bunătate. Copiii mei abia așteaptă să mănâncă și ei. Și vreau să gust împreună să vedeți cum arată. Ia uitați cum arată. Vedeți cum arată. Este o bunătate. Pieptul e făcut. Da, crocant, cu asta, a luat cu asta, bine, dacă făceam eu mai bine era.
super. Cu puțin șoancă. Jambon, adică. Merge cu acrituri. Normal. Cu o sălățică trebuie. Normal. Noi acum nu mai facem sălățică, că ne grăbim. Mâncăm așa cum putem. Da. Și aceasta a fost și rețeta care am pregătit-o și am împărtășit-o cu dumneavoastră. Eu vă mulțumesc din suflet că sunteți cu noi. Vă îmbrățișăm, vă iubim împreună cu toată familia mea. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Domnul să vă păzească la plecare când mergeți în vacanță, să vă călăuzească, să vă păzească de tot ce este rău. Așa cum a spus prieten, că a fost ieri o ploaie și aici prin sate s-a îmburdat niște pomi, a fost un accident. Domnul să vă păzească de accidente, de planul celui rău, de cutremure, de ape, să fie cu voi la plecare, la venire, să vă păzească. Să păzească și copiii mei, soțul meu, să-i păzească și pe ei de planul celui rău. Noi vă mulțumim, vă îmbrățișăm și vă lăsăm cu drag. La revedere! La revedere.